Salut, bucătăraș! Dacă pregătirile de Paște sunt în toi și nu mai ai timp pentru o pască tradițională cu alua de cozonac, îți oferă o alternativă rapidă și la fel de delicioasă. Pasca fără aluat, cu umplutură fină de brânză de vaci, smântână și multă ciocolată, este un răsfăț garantat. Ai nevoie de 800 de grame brânză grasă de vaci, scursă bine, 200 de grame smântână grasă, 300 de grame ciocolată, 6 ouă, 2 lingurițe de vanilie, o linguriță coajă rasă de portocală, 50 de grame fulgi de ciocolată, 200 de grame zahăr brun, 150 de grame făină, o linguriță praf de copt, un praf de sare și ulei și făină pentru tapetat tava. Pentru început, separă ouăle. Mixează albușurile cu un praf de sare, iar când s-au întărit, adaugă treptat zahărul și mixează în continuare până obții o bezea. Amestecă într-un castron brânza de vaci cu smântâna, gălbenușurile, ciocolata topită și răcită, vanilia și coaja de portocală. Adaugă apoi făina amestecată cu praful de copt și încorporează bine. La final, pune fulgii de ciocolată și bezeaua, puțin câte puțin, și amestecă de jos în sus cu o spatulă. Tapetează cu ulei și făină o tavă rotundă cu pereți detașabili și toarnă compoziția. Pune tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade și lasă-o la foc 30-40 de minute. Fă testul cu scobitoarea să vezi dacă e gata. Scoate-o din cuptor, lasă-o puțin la răcit, apoi desfă marginea formei și lasă-o să se răcească de tot înainte să o tai. Sper că această rețetă de pască cu ciocolată să fie pe placul tău, iar dacă mai ai întrebări sau alte rețete pe care vrei să le prepari, lasă în comentariile tale mai jos. Pa, bucătăraș! Până data viitoare, nu uita să te abonezi, să dai like paginii de Facebook sau să mai cotrobăi printre celelalte rețete.